Refugiații care au diabet zaharat pot solicita eliberarea insulinei în cadrul instituțiilor de asistență medicală primară. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății, care a precizat că preparatele vor fi oferite în baza unei cereri în toate regiunile țării. Insulina repartizată în număr de peste 800 de flacoane și 5.000 de stilouri injectoare face parte dintr-un lot donat de Israel. De asemenea, în capitală și mamele cu sugari refugiate din Ucraina vor beneficia de un sprijin suplimentar. De la Policlinica de Sector, de la Asociația Medicală Teritorială, vor putea recepționa amestecuri și produse lactate disponibile, atenție zic, disponibile din donații pentru distribuție imediată și, desigur, absolut gratuită. Autoritățile municipale anunță că refugiații care au fost adăpostiți de locuitorii capitalei în apartamentele sau casele lor, dar și cei care sunt cazați în hoteluri sau închiriază locuințe, se pot adresa pentru asistență medicală gratuită la asociațiile medicale teritoriale din Chișinău. Menționăm că până în prezent angajații din instituțiile de asistență medicală primară au consultat aproximativ 1800 de refugiați.